Ramore mi-a cerut să fiu cât pot de sincer. Băi, foarte, foarte bun. Chiar e un burger corect, un burger gustos. Cartofii ăștia, jur că nu dau greș nicăieri la nicio locație. Salut, eu sunt Bodi și bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal. Ei bine, astăzi avem ceva foarte special pentru că în sectorul 5, sectorul unde eu m-am născut, s-a deschis un fast food nou, un restaurant nou care este al lui Ramore. Bănuiesc că toată lumea știe pe Ramore, nu mai trebuie să-i fac eu nicio prezentare. Și am fost acolo, produsele deja sunt cumpărate și vreau să vă zic că acolo la locație l-am găsit și pe Ramore și vreau să-i mulțumesc de la începutul vlogului pentru primire, pentru servire. E super, super de treabă și am avut parte de o primire de parcă ne-am fi cunoscut așa când am intrat în locație. Îi dorim mult, mult succes și o să vă las și câteva cadre cu locația să vedeți cam cum arată pe acolo. Ce-i drept, încă nu este terminat, dar în stadiul în care eu i-am găsit mi se pare foarte, foarte frumoasă locația. Așa că noi acum o să începem să degustăm produsele și o să dăm cea mai sinceră părere. Așa că misiunea voastră este să băgați acolo multe, multe, multe like-uri pentru că mă ajută enorm de mult. Și noi haide să trecem la produsele de la Ramore Fresh Food. Bun băieți, și mâncarea mult așteptată este chiar aici. Avem aici toată comanda, o pungă mare și grea de la Ramore Fresh Food. Și credeți-mă că abia aștept să încep să degust pentru că produsele lor mi se par foarte, foarte interesante. Așa că avem bonul, avem tot ce trebuie și haide să dăm drumul la vlog. Pentru început, haide să începem cu cartofii, pentru că avem două porții și chiar sunt niște porții de cartofi super, super interesante. Uitați cum arată la interior, deci arată super, super bine cu bacon, cu cheddar, cu tot ce trebuie. Și aceștia sunt niște cartofi special de la ei, care se numesc Fully Load Fries și au costat 20 de lei. Și acum trebuie să scot furculița, că nu pot să bag mâna în ei, am crezut că pot să bag direct mâna, dar nu merge așa. Și apropo băieți, înainte să încep să degust primul produs de la Ramore Fresh Food, vreau să vă zic și să specific ceva care pe mine m-a impresionat, pot să zic. Ramore mi-a cerut să fiu cât pot de sincer și să dau un feedback real, pentru că asta apreciază și el și bineînțeles că se încadrează și la contentul meu, pentru că v-am zis, sunt super, super sincer cu fiecare locație și mâncare pe care o testez pentru voi. Vă dau cea mai sinceră părere ca să știți la ce să vă așteptați și asta m-a rugat și el și trebuie să specific, nu e nimic sponsorizat, pur și simplu v-am zis că l-am găsit acolo la locație și a fost super, super de treabă, așa că haideți să intrăm în produsele lui să vedem cum sunt. Ia vedeți aici. Mamă, băi, chiar sunt buni. Îmi fac un pic griji de acest guanciole, cred că se numește. Cred că așa, dacă vă duceți la el în locație, cred că așa se numește. Pentru că are un pic de grăsime, deci dacă nu vă place grăsimea, probabil nu va fi pe gustul vostru. Dar dacă îmbinați toate ingredientele, credeți-mă că chiar sunt foarte buni. Dar ce credeți? Eu nu mănânc, chiar nu mănânc grăsimea de obicei. Dar nu e o grăsime, de-aia e grețoasă, așa că merge să mâncați. Și acum, haideți să trecem mai departe, pentru că mai avem și alte super produse. Și trecem acum, băieți, la un produs pe care eu abia aștept să-l degust. Se numește Triple Smash, deci un burger de la mare nesimțit. Uitați doar cât e cutia de mare. Nu știu dacă puteți să vă dați voi seama, dar e foarte, foarte mare, exact cum trebuie să fie. Și acest burger a costat 55 de lei. Deci ca să vedeți că nu e sponsorizat, am bonul aici cu plata, cu tot ce trebuie. Am și bonul fiscal de la card. Deci trebuie să stați liniștiți că dacă e ceva neregulă care nu-mi place, o să vă zic 100%. Și uitați cum arată animalul ăsta, băieți, uitați cât de mare e și cum iese carnea asta pe afară. Wow, și la prima impresie se vede chifla cât de moale este. Și avem aici 3 bucăți de carne, avem un sos roz special, avem ceapă, cred. Chiar nu știu, ia haide să ne convingem. Da, ceapă, cheddar și aici jos avem salată, castraveți murați și sos. Deci îmi place când prind un burger și are sos pe ambele părți. Chiar îmi place pentru că mie îmi place cu mai mult sos și shawarma și burgerii. Și haide să vedem cum e acest animal de 55 de lei de la Ramore Fresh Food. Băgăm o gură de asta mare, nesimțită, că nu știu, mâncarea asta nu pot să o mănânci altfel. Băi, da, e super moale chifla și super moale carnea și vreau să mai iau o gură pentru că n-am luat cu mult sos așa. Am luat mai multă carne, că uitați cât e. Deci dă pe din afară pur și simplu. Mamă, da băieți, da băieți, băi, foarte, foarte bun, chiar e un burger corect, un burger gustos și sincer pentru un business la început de drum e chiar ce trebuie, deși e mare, mușcați foarte ușor din el pentru că și carnea și chifla sunt foarte moi.
Băi, deci e chiar excelent. Și acum trebuie să-l pun deoparte, deși nu-mi vine, pentru că atunci când dau de un produs bun, îmi vine să mănânc în continuare, dar trebuie să mă opresc ca să gust și din celelalte. Am luat și desert, mai avem o porție de cartofi, mai avem și un produs special. Și apropo, dacă o să vă uitați la el pe site, să vedeți că e specialitatea casei obrăjori de vită, doar că noi nu l-am găsit și din ce mi-a explicat, acela se face foarte, foarte greu, pentru că durează vreo 6 ore să țină carnea la cuptor. A avut în dimineața asta, doar că s-au dat foarte repede și când m-am dus eu era prea târziu, așa că rămâne pentru data viitoare să încercăm specialitatea casei de la Ramure. Și mai avem aici, băieți, o porție de cartofi cu parmezan și usturoi, care au costat 15 lei. Ia uitați la interior. Și apropo, sunt cartofi proaspeți. Dacă sunteți iubitori de cartofi proaspeți, la Ramure găsiți asta. Și sincer, în ultimul timp, la ce am văzut pe internet, sunt din ce în ce mai mulți doritori de cartofi proaspeți. Nu prea mai vor oamenii cartofii aia congelați, clasici. Și haideți să vedem cum sunt. Am luat așa cu mult parmezan. Cartofii ăștia, jur că nu dau greș nicăieri la nicio locație. Parmezan și usturoi sunt top rău de tot. Și cartofii ăștia, uitați, nu știu dacă se vede cu tot, cu coajă, tot ce trebuie. Acum vreau să-mi lăsați și voi în comentarii, pentru că trebuie să fiu sincer cu voi, cum vi se par prețurile și cum vi se par porțile. Că dacă vedeți, această cutie nu este extrem de mare. Am luat eu câțiva cartofi și cam asta este porția întreagă. S-ar putea porțile să vi se pară un pic mici, dar oarecum trebuie să încurajăm un business la început de drum, pentru că costurile nu sunt deloc mici și na, au și oamenii calculele lor, nu poate să ne dea porții așa pe 10-15 lei. Și trecem mai departe la următorul produs, care zic eu că e destul de spectaculos. Uitați-l cum arată și imediat vă citesc și denumirea, pentru că este ceva mai complicat pentru mine. Acest produs se numește salsicea fresh și costă 40 de lei și o să descoperim împreună ce conține, pentru că nu știu nici eu prea bine. La prima vedere, uitați-l pe produsul meu. Ciabata! E chiar aici ciabata aia bună. Asta e ciabata originală. Și haideți întâi să descoperim ce avem înăuntru. Deci avem sos, cred că ăsta e sosul roz care este și la burger. Avem omletă, carne care este de porc. Deci asta cred că mai mult ca sigur este de porc, dar o să înțelegem pe parcurs. Brânză topită, roșii, castraveți fresh. Bă, deci chiar arată bine, bine rău. Ia să vedem dacă este porc. Da, băieți, este carne de porc în el. Bă, și ce-mi place că e ciabata, dar uitați, e de asta moale. Pentru că dacă știți, mai prindeți niște ciabata de asta foarte tare, așa vă zgârie pe cerul gurii și nu e ce trebuie absolut deloc. Bă, e o prima impresie bună, dar trebuie să intru mai adânc în el. Uitați, o să iau o gură mare de aici cu toate ingredientele, tot ce trebuie. Băi, băieți, deci, credeți-mă că nu mă așteptam niciodată să-mi placă un sandwich cu omletă, dar ăsta e foarte, foarte bun și se îmbină foarte bine ingredientele astea, fresh, cu brânză topită, cu cheddar, cu omletă, carnea de porc e acolo, castraveți fresh, roșii și avem și bacon aici, nu știu dacă v-am zis, dar văd și niște bacon și uitați cum arată la interior, adică chiar arată super, super bine. Nu știu, încerc să vă dau, v-am zis, părere sinceră și să și vă arăt ca să vă dați și voi seama un pic doar așa, din vizual, din ce vedeți la mine pe vlog. Deci merită, dar o să avem aceeași dilemă, știți cum avem la vlogurile mele, la multe dintre vlogurile mele, despre prețuri și cantitate, nu știu. Mi se pare un preț decent totuși, 40 de lei nu e chiar așa mult, pentru că sandwich-ul este destul de mare, este plin cu ingrediente, este fresh, tot ce vreți, nu prea aveți ce să-i reproșeați, nu e ca un sandwich de la Mega Image, de exemplu, și să vă ia 40 de lei pe el. Așa că zic eu că e un preț onest, mai ales la un business la început, e mult mai greu să te bați cu cei care sunt pe piață de mai mult timp, care au mai multe restaurante, sunt costuri destul de mari, așa că trebuie să reușești în așa fel încât tu să scoți cheltuielile și să-ți rămână și ceva profit și să mulțumești și oamenii, adică să nu fie nici foarte scump pentru oameni. Și în sfârșit, ca să fie meniul complet și să terminăm așa cum trebuie, am luat și un desert, se numește cartofi, clasic cu cartof. Uitați-l cum arată. Iar această prăjitură costă 10 lei. Bă, miroase bine, sincer n-am mai mâncat de foarte mult timp această prăjitură și chiar sper să fie ceva bun. Avem aici cocos, zahăr, pudră, cacao și haide să luăm din el. Mamă, cât de moale e. Bă, e moale și pufos rău la interior, e bine rău de tot. Și nu e sec, asta îmi place, pentru că am mai prins cartofi ăsta, dar era sec, adică nu puteai să-l mănânci. Și seamănă foarte mult la gust cu salamul de biscuiți. Deci la asta chiar îi dau nota 10, chiar e bun și încheiem vlogul așa cu ceva dulce, perfect. Băi, cam astea sunt produsele.
Să știți că la ei în meniu nu sunt foarte, foarte multe produse, dar cele pe care le au, puține la număr pot să zic, cred că se axează pe ele să fie foarte, foarte bune, așa că tot ce încercați la ei vă va plăcea, bănuiesc eu. Am luat la pachet și am mâncat în altă parte, dar să știți că acolo sunt mese, aveți unde să mâncați și înăuntru și afară. Și din ce am văzut, pe weekend se fac sau se vor face și spectacole de stand-up. Deci puteți să vă duceți acolo cu prietenii, puteți să mâncați ceva bun și să vă bucurați și de un spectacol de stand-up, să mai râdeți, să mai scăpați de tensiunea asta de zi cu zi. Și vă zic asta ca să vă fac un review complet la ce e acolo, locație, produse, tot ce oferă ei. Ramore, din partea mea ai primit cea mai sinceră părere. Eu și comunitatea mea îți dorim mult, mult succes. Deci cam acesta a fost și vlogul, sper din suflet că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe, pentru că fiecare abonat nou la mine pe canal mă face foarte, foarte fericit, să aprindeți clopoțelul pentru a fi notificați când postez, share pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmăriți pe Instagram, pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e nou pe canal. Și eu am fost Bodi și până data viitoare, cu aceeași energie pozitivă, fiți alături de mine, pa!